Elevii care vor obține sub media 5 la evaluarea națională nu vor mai avea acces la repartizarea computerizată la licee. În schimb, absolvenții de gimnaziu aflați în această situație vor putea să se înscrie la învățământul profesional. Sunt noile condiții dictate de Ministerul Educației, criterii care își vor produce efectele chiar cu promoția de anul viitor. Elevii care vor obține sub media 5 la evaluarea națională nu vor mai avea acces la repartizarea computerizată la licee. În schimb, absolvenții de gimnaziu aflați în această situație vor putea să se înscrie la învățământul profesional. Sunt noile condiții dictate de Ministerul Educației, criterii care își vor produce efectele chiar cu promoția de anul viitor. La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere este minimum 5, se arată în paragraful publicat deja în Monitorul Oficial. Recent la Buzău a avut loc o etapă specială de înscriere dedicată elevilor care nu figurau la nicio formă de învățământ după etapele obișnuite de admitere. Referitor la elevii absolvenți de clasa 8-a, din seria curentă sau din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 9 septembrie 2019, în județul Buzău au fost identificați 68 de absolvenți nerepartizați nici în învățământul liceal, nici în cel profesional. Dintre cei 68 de adolescenți identificați, doar 13 au acceptat să urmeze cursuri la liceu sau la școli profesionale. Ceilalți au refuzat înscrierea în clasa a noua și, din păcate, nu putem să îi repartizăm să își continue studiile. Cam ce motive invocă părinții? Majoritatea sunt legate de situația financiară precară și de faptul că acești copii locuiesc în mediul rural și nu au posibilitatea să vină la liceu sau la școala profesională. Avem și câțiva dintre ei plecați în străinătate cu părinții. La nivelul județului Buzău, anul acesta, procentul absolvenților de gimnaziu cu medii sub 5 la evaluarea națională a fost de aproape 30%. Peste 2700 de elevi care au susținut capacitatea au fost repartizați la liceu, în timp ce aproximativ 900 s-au îndreptat către învățământul profesional.